Meteorologii au prelungit până vineri codul portocaliu și codul galben de caniculă în mai multe județe din țară. Miercuri sunt sub avertizare cod portocaliu județele Arad, Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. În aceste zone va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38-40 de grade, minimele vor fi de 21-22 de grade, izolate până la 24-25 de grade în dealurile de vest și vor caracteriza o noapte tropicale. Joi va fi cod portocaliu în Banat, sudul Crișanei, sudul și sud-estul Olteniei. Joi va fi cod portocaliu în Banat, sudul Crișanei, sudul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, unde va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade, iar minimele de 21-22 de grade, izolate până la 25 de grade în dealurile de vest și vor caracteriza o noapte tropicală. De asemenea, joi va fi cod galben în nordul Crișanei, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei, nordul Olteniei, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. Local, minimele nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală.